Prefectul județului Vâlcea, Sebastian Fârtat, a fost prezent la deschiderea centrului și pentru a recomanda cetățenilor să se vaccineze. Numărul zilnic de doze a fost de 300 și a fost suplimentat în funcție de volumul de vaccinări. Am deschis astăzi centrul drive-thru de vaccinare din mașină, direct cu buletinul fără programare, în municipiul Râmnicu Vâlcea. Mă bucur să văd că vâlcenii sunt deschiși la astfel de inițiative și că au venit în număr destul de mare pentru a se vaccina. Îi așteptăm în fiecare weekend, sâmbătă și duminică, între orele 10 și 18, în această parcare, unde acest centru va funcționa atât timp cât va fi nevoie. Pentru alte detalii medicale, domnul doctor șef de centru este aici de față. Ce așteptări aveți? Cam ce număr de persoane credeți că... În momentul de față suntem pregătiți cu 300 de doze zilnic, suntem pregătiți să suplimentăm acest număr de doze, dacă va fi necesar. Care este situația actuală în legătură cu persoanele confirmate? Care mai este situația? Ieri am scăzut sub 1% incidență pe județ, atât pe județ cât și pe municipiu avem o incidență bună. Mulțumesc vâlcenilor că au înțeles să respecte normele de protecție sanitară, mulțumesc celor care s-au vaccinat și încurajez pe toată lumea să se vaccineze. Vaccinarea este singura soluție de a ne întoarce la normalitate, singura soluție prin care vom renunța la restricții, iar acest lucru se vede în instituțiile în care s-au vaccinat peste 70% din personal. Ziua de sâmbătă a fost deschisă la vaccinare cu echipajele ISU și IPJ Vâlcea, după care și ceilalți cetățeni au primit dozele de vaccin Pfizer. Este mai bine așa să veniți la centrul mobil? Cred că e mai, da, ok, mai comod. Da, v-ați vaccinat? Eu nu. Încă nu? Încă nu. De ce? Mai am făcut boala și am zis mai aștept un pic. Cum este această boală? Cum este acest virus? La mine nu s-a manifestat urât, dar na, depinde. N-am avut probleme, foarte puține, ușii miros puțin atât. Dar aș vrea pentru ea că, na, ești mai în vârstă și... Aveți e mai bine așa. Aveți cunoștințe care au trecut prin boală și nu au scăpat cu greu sau deloc? Da. Colegi care au decedat. Da, încă. Probabil ne voi vaccina și eu, dar mai vreau să așteptăm. Ați venit la vaccin cu da. Soția. Cu soția și cu tatăl meu, care sunt vaccinate. Sunt vaccinat, am făcut deja prima doză, acum 10 zile, aștept a doua doză pe 15 și acum că au dat drumul aici de mașină, au venit să facă și ei. Ce v-a determinat să faceți vaccinul? Conjunctura. Deci o să ajungem să, dacă nu ne vaccinăm, să nu mai putem circula. Eu nu așa cred. Ei spun că nu e obligatoriu, dar nu te lasă să intri acolo, nu te lasă să intri acolo și, la urmă, eu o consider obligatorie. E și un lucru bun. În weekend, aproximativ 900 de persoane s-au vaccinat în centrul drive-thru.